Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am venit că seara, înainte de începutul emisiunii în direct, așa cum se întâmplă la de câte ori particip la emisiunii în direct, e așa un moment, 4-5 minute în care discut cu moderatorul. Nu că având în vedere că moderatorul te-a invitat sau că în cazul gândurilor lui Cristoiu de la Left News e Monica Mihai, e greu de presupus că te înjuri în acel moment. Mă rog, atunci când ești politician, da. Mine e mai greu, Monica Mihai, uitându-se ea pe un telefon mobil, a văzut o înregistrare a pastilei de aseară și făcea remarca, trebuie să așa, că unde mă suntem? Invers. Nu reușesc să arăt și eu. A, în spate acolo, da. Că se vede în spate, așa este, sunt niște genți. Acum, și am zis, eu aș umbla la ele, dar dacă umblu, poate să nu mai găsesc nimic. Deci este aici un statu quo. Era ca în Orientul apropiat până a venit Trump. Adică, dacă umblu la el, sau ca să vorbesc în termenii lui Trump, zic că un conflict înghețat. Da, acolo, da, mă adică mă nu umblu, că dacă umblu, habar n-am, deși dacă umblu, s-ar putea să găsesc ceva pe care eu îl caut de vreun an și nu-l găseam. Și eu te-l găsesc, zic, bun, am făcut și așa. Așadar, despre rezultatele alegerilor din Moldova, nu mă pronunț, m-am pronunțat aseară, înainte de am tot vorbit în ultimele 10 minute ale emisiunii cu Monica Mihai, am spus cu candidatul pro-european ce va fi și am și permis să fac o profeție că va învinge Maia Sandu, am învins. Sigur că acum în România, cum mă așteptam, și sunt acum în loc de analize, schiot eu, ho, 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 top, top, da, cum e, bătuta. Asta este popor de sârbă. Ah. Sau joacă sârba, sobocește. Nu există intermediar, nu este nimic. Și acum joacă sârba. Aoleu, că pâlna e pe noi. Bucurie peste tot. Au și uitat, dar și gata, am vins, mai sunt. Întotdeauna vezi, întotdeauna m-am întrebat un lucru. Așa, la vârsta mea de om bătrân și plicticos, se vede că orice om bătrân. Păi de ce dracu fi trăind de românii cu patimă niște lucruri care n-au nicio legătură cu viața lor. De exemplu, ce legătură este între viața lor de acum, că trebuie să poarte mască, că le se face pulbere cu comerțul privat, că le-au închis piețele, că vor avea loc alegeri, că toți se tem că le vine și lor rândul să ajungă la terapie intensivă și să ardă acolo cu totul, da? Și faptul că am vins Maia Sandu și nu Dodon în Moldova. Repet, eu, mă rog, analiștii din Moldova, ăia de acolo, dar noi, eu încă te vă rog frumos, spuneți-mi și mie, unul, trimiteți-mi un mesaj, da, nu cred că, spuneți-mi un singur motiv pentru care românii, care, repet, sunt aici un dezastru, da, să fie fericiți pe Facebook, să se îmbete pe Facebook, să bea șampanie pe Facebook, am vins Maia Sandu. Bun, am înțeles, pot să comentez, domnule, nu, mă așteptam să învingă, o să fie lucru. Nu, sunt fericit. Păi da, n-am pomenit în viața mea popor mai tâmpit, că se vorbesc serios. Prin ce o încălzește? Nu mai spun în România, Bidenii și trumpiști. Sunt un băr toată stima. Unii bă, oleu, cum adică, mă, să pierdă Trump, bă, stai, pierde, câștigă, hai, acolo mai zici că cu pierd. Maia Sandu, bun, și ajuns președinte, și e pro-europeană, și se face la Bruxelles, da, direct, și face reparale, da, sau la noi la fel, da, măcar înainte mai aveam o chestie pe acolo, pe la Bruxelles, cum am zis. Noi eram, aoleu, Dodon prorusu, cu tare. Și încă o dată vă mai spun încă, domnule, eu, deci viața, am citit-o, nu o să uit un titlu de carte, nu știu cui era, am uitat, am citeam eu pe vremuri, când citeam mult,
colecția mea de spunea, trăim o singură dată, trăim o singură dată, mai oameni buni, mai nepoților, mai fiilor, dragi români, vorba lui Claus Iohannis. Trăim o singură dată. Cum să spun, hai să încercăm să trăim, nu știu, mai bine, mai decent, fără mască, fără... Cum să zic, nu trebuie nici pe... Am văzut pe moldoveni, da? Bun. Gata. Moldova este orientată spre vest. Bun. Și dacă ea e orientată spre vest, va... Noi nu suntem, alo, domnilor, noi suntem orientați spre vest de 30 de ani. Vest. Suntem cu toate navele, cu botul nave. Avem o navă, am întors așa și ne spun și au murit ăia 10 arși de vii, au murit, păi nu era spre vest. Care e povestea? Care este? Până la urmă, până la urmă, sigur, e foarte importantă și orientarea. Vest, est, pro-rus, pro-american, pro-german, pro-turc. A, până la urmă, problemele noastre, problemele unei țări, problemele mele, ale mele ca cetățean, care mă întorc iar la faptul că nu m-au anunțat printr-un SMS sau printr-un e-mail cât trebuie să fac aia, inspecția tehnică, cum e, IT permanentă, permanentă, ITP-ul, da? Și mă întorc gândit așa, bă, de ăștia-s criminali. Păi dacă eu, zice așa, în cazul în care te prinde, cum a prins pe mine, te ți-a talonul și te dă amendă. Bun. Și presupunând că eu, nefăcând, deci, logic, inspecția aia tehnică permanentă se face pentru a vedea dacă mașina mea nu are probleme tehnice. La frână, la direcție, are probleme tehnice, poate se intre, pac, în altă mașină, se fac un accident, da? Și atunci, deci inspecția tehnică permanentă este interesul statului ca eu să nu umblu ca nebunul fără plăcuțe de frână, să zicem, sau fără direcție, da? Ca să nu fac accidente, da? Păi dacă e așa, băi, fraților și cumnaților, de ce mă nu-mi trimite mie statul? Nu mă atrage atenția? Păi, Cristoile, mai o săptămână, fii atent aici că te expiră aia, inspecția tehnică permanentă. De ce mă la ăla, că am și eu la, cum le zice ăstea, asigurări. Mă, la maximul ăla. Plătesc o căciulă de bani fiecare an, plătesc foarte mult și mașina mea e zgâriată, nu nici acolo. Păi tot întreabă, bă, dacă domnul, domnule, se o repară, domnul, mă duc când, sigur că am asigurări, dar când o fi zgârietă tot, că dacă mă duc cu o singură zgârietură, îmi trebuie vreo săptămână. O, până mă duc acolo, până vine ăla de la sigur, nu, te să vine ăla de la asigurări, să-mi o pozeze. După asta mă duc acolo, nu știu unde, am fost ăla, nu știu, țiria cu tare. O, l-au completat de mi-a venit rău. Nu mai știam, eram nouc de complet. Și am zis, bă, dă-o dracule, dacă nu e belită, adică dacă nu e turtită, dă-o dacă e zgâriat. Așa ce să zgârie, măcar când mă duc să fie, cum să se facă așa odată, să o vâre la cuptor acolo cu totul, da? Deci, încă o dată, întreb, păi cum mă să nu fie arșia aia? Când statul român nu are grijă să mă avertizeze pe mine, infractorul, da? Că poți fi infractor, să nu cumva să ies pe șosele cu mașina mea care n-a făcut verificare tehnică, pentru că verificarea, inspecția tehnică permanentă este făcută pentru ca să găsească la mașina mea niște deficiențe tehnice. Dacă găsește, zice, alo, domnul, du-te și repară și asta și apoi vii la noi. Mă duc, repar, vin la el, da? Dacă nu găsește, să trăiți. Păi cum dracu, eu am umblat din iunie, da? Iunie, iulie, august, septembrie. Oh, 5 luni. Deci 5 luni am fost un infractor, un pericol pentru șosele, pentru că n-am de unde să știu dacă mașina mea avea probleme. De ce? Că nu puteau ei să mă anunțe, pentru că v-am spus,
Eu n-am fost prins, nu că la un control de rutină, adică a venit, nu știu, am depășit viteză sau nu aveam lumini, m-a oprit la pac și zice, uite, paca, 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 aoleo, zice, nu aveți ITP-ul. Nu, era un, din ăla o dubiță care, am trecut de pe la colindina, pac, iată, pac, a venit în spatele meu. Asta înseamnă că în calculatorul lor era numărul meu, da? Păi bă, dacă era în calculatorul lor și el a văzut-o de la distanță, nu putea mă să-mi trimită. Sigur, bat câmpii, că nu, nimeni în România, am spus pe la toți, a zis, hai mă, lăsați-o. Tot în legătură cu asta, că ați ajuns să mă enervez. V-am spus aseară că am o rudă care a fost foarte apropiată, care s-a dus fiind coafeză la o clientă acasă, i-a făcut părăsa și clienta a sunat, a sunat-o și a zis, m-au prins pe mine, nu știu, zice, am coronavirus, da? Și s-a dus și ea, o să nu se simțea bine și a descoperit că are coronavirus. Bun. Și am întrebat și eu aseară, bă, și am întrebat-o pe ea, da, tu de unde știi de la control? Te-au sunat la DSP? Nu. Cum adică nu? Păi zic, o fi o excepție, da? Vorbesc azi, ieri, duminică, am intervenție la Maria Coman. Îi spun asta și zic, oh, am trei sferturi din toate cunoștințele mele care au probleme, nu i-a întrebat nimeni de persoanele de contact, da? Pe Monica Mihai, care tatăl ei, eu am zis, are probleme, că a fost internat și mătușa chiar a murit de coronavirus, mă, dar când ai fost cu tatăl, nu, când s-a dus tatăl, n-a zis, a venit un notant și a zis, bă, cu cine ai fost contact? Cu tare. Și imediat, că nu, nu înțelege că ăștia sunt criminali? Pentru că în felul acesta e omul, fără să vrea, poate e asimptomatic, este bombă, bombă, umblă, dacă nu sună ăla care... Păi vă dau un exemplu, da? Doamne ferește, am fost la Focșani, da? Am mers, cu, cred că m-am... Sigur, cu mască. Am avut intrat în contact cu, nu știu, cel puțin 50 de persoane. Servici, frate meu, taximetristul care a mers, da? Și fără mască avea el. Eu aveam mască. Bun. Presupunând, Doamne ferește, că unul din ei se îmbolnăvește de coronavirus. De unde știe el numărul meu de telefon ca să mă sune? Nu. Și eu, Doamne ferește, voi fi o bombă și cum a zis, frate meu, voi infecta trei sferturi din presa română. Îi fac pulbere televiziunea lui Sârbu. Și alte și alte care mă întâlnesc, da? Păi nu e normal, mă, și m-am întrebat pe toți și zic, bă, nu, cum se face, mai se face anchetă epidemiologică. Păi de-aia, mă, ne infectăm, pentru că suntem niște bombe, pentru că ăștia nu fac, așa și la ăsta, da? Bun, am înțeles, deci a venit și ne uităm spre vest și nu până la urmă, spre vest, spre est, spre nord, spre sud. Dacă suntem imbecili, autoritățile sunt, lasă-mă să te las, ăia fură, risipezi banii, credeți că contează orientarea? E pe de 30 de ani, noi chiar suntem membri Uniunii Europene. S-a schimbat ceva în felul de a fi al autorităților noastre? Putea să fie la fel de bine și către ruși, și către turci, și către sârbi. Tot la fel sunt, da? Așa. În legătură cu ce se va întâmpla acolo, e mai limpede, cum am spus și în seara asta, că mi-a arătat Domnul Dumitrescu, o să fac acum niște arestări, că acum, deci au nevoie guvernul să meargă către tema ăsta, niște vinovați penali, și cred că le-a și parsenii. Așa. La Monica Mihai, deci la Gândurile Cristoiu, am spus următorul lucru. Tolontan se întreba când va pune toată povestea asta, tragedia,
Claus Iohannis pe seama PSD. Se întreba retoric. Corect, grație tare. Eu spun că sigur o va pune și cum o să vă pun, o să vedeți mie. Deci, ieri, azi noapte, dar pe Facebook, probabil, da, unul mai neutru, așa, nu politizat, probabil că a zis, bă, aur, trebuie să văd acum să vină seriu cu sondajele, că îi fac. Fac eu, are, că seriu cu atât se ocupă cu sondaje, prinde el spioni. Și se cu spioni. Sondaje. Sondaje, cred că tot el, tot seriul lucrează pentru Claus Iohannis, sondaje, cum stă, cu cine se facă, cu cine se belească. Nu cred că face altceva. Bun. Și dimineața a fost la slujbă, că numai de mâine intră în carantină, că așa la noi e vorba lui Ionuț Cristache, toate încep de luni. Și bă, zice, când începe mă evacuarea că vine Marea Neagră se va revărsa ca un leghean cu apă peste apă, ca o apă dintr-un leghean peste margine. Păi de luni. Păi bă, da, deja a venit apă, nu contează, mă, de luni, ca să începem de luni, să avem și. Bun. Și a ieșit și a zis așa, cam textual. Acest groaznic accident arată încă o dată că este nevoie de o reformă profundă în sistemul sanitar. Eu când am văzut reformă de la Ioan, nu știu. Deci, așa cum am spus la emisiunea Gândul Cristului, marți, sau miercuri, va face conferință de presă. Și textul lui va suna astfel, deja l-am scris, domn președinte, înregistrați-l, puteți, nu mai aveți nevoie să mai plătiți consilier. Deci, textul va suna așa. Tragic accident pentru care condoleanțe, bla 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 bla, de la Piatra Neamț și are cauza în faptul că România nu a trecut printr-o reformă a sistemului sanitar profundă. Sistem sanitar care a fost ținut nereformat de către PSD. În consecință, trebuie să ținem alegeri pe 6 decembrie, dragi români, virgulă, pentru că în felul acesta o să scăpăm de PSD și guvernul PNL sau în jurul PNL, cu majoritate PNL a partidelor democratice, o să facă o reformă profundă sanitară. Pare că așa a fi? Așa este. Bun. Și să închei acum cu prietenul nostru de toate zilele, domnul Zuckerman. Și o să mă întreb, ce, bă, dar Zuckerman ăsta n-a plecat? Păi nu mă, că n-a căzut, Trump încă mai e președinte. Deci, Adrian Zuckerman, ambasadorul nostru, este un șmecher trimis aici de unul Donald Trump, despre care a fost unul din motivele pentru care îmi doresc să cadă de vreo 20.000 de ori și după ce nu va mai fi președinte, să-l și aresteze. Deci îl arestează. Bun. Domnul Zuckerman a postat pe site-ul ambasadei următorul text despre tragedie. Ambasadorul Zuckerman, în numele președintelui Trump și al poporului Statelor Unite, transmite sincere condoleanțe familiilor celor care au pierit în incendiu de la spitalul din Piatra Neamț. Alo, Zaharescule, domn ambasador. Ești un președinte ales, nu recunoști, de ce nu și în numele președintelui ales, de ce numai președintele Trump? Uite, am o obiecție fundamentală, eu, Cristoiu, da? În numele lui Biden. Bun, am înțeles. Și după asta, așa. Acum vine un text de o rară imbecilitate gramaticală. Salutăm curajul angajaților și al personalului de intervenție care a acordat primul ajutor la fața locului, care curaj. Era un pompier și el, normal, că de ce curaj? Așa, care, fără să se gândească la propria siguranță, care o fi personalul de intervenție, așa, s-au repezit înapoi în flăcări pentru a salva pacienții și celelalte persoane care se află în spital. Eu înțeleg că el a trăit în America, da. Putea să dea unui român român, beget, beget, acest test care este, cum să spun, noaptea minții de tip Caragiale, căldură mare. Tiu.
Salutăm curajul angajaților și al personalului de intervenție, adică pompierii, da? Și SMUR, care a acordat primul ajutor la fața locului, adică personalul de intervenție, da? Care, fără să se gândească la propria siguranță, s-au repezit înapoi, care, că e vorba de angajați, înapoi în flăcări. Păi măi, dar s-a dovedit că ușa era închisă, ei nu erau înăuntru și apoi, cum adică, s-au repezit înapoi în flăcări. Asta înseamnă că erau prima dată în flăcări și apoi erau în flăcări, au fugit și apoi s-au repezit înapoi. Domnul, eu înțeleg că Trump nu va mai fi președinte, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să intrăm în noaptea mintea. Așa, Dumnezeu să-i binecuvânteze, așa, medicul s-a repezit. Astăzi, la primele orele dimineții, că duminică, ambasadorul Zuckerman i-a telefonat prim-ministrului Orban pentru a transmite condoleanțe și l-a felicitat pe primul ministru, cum aș inclusiv ajutor în ceea ce privește investigarea cauzei incendiului și prevenirea. Adică, vine FBI-ul. FBI-ul investigează fraudele împotriva lui Trump. Se FBI-ul. Vine FBI-ul să vadă cauzele incendiului de la Piatra Neamț. Ambasadorul ăsta are talent de a vorbi în numele unor tip care nici nu știu că el există. Adică cum sună el acum, la cine sună? La președintele, spune, doamne, vreau și eu niște o echipă de la FBI. Și de la FBI zice, mă, cine e ăsta? Zuckerman, de unde știu numele? Păi zice, pe undeva pe România, România, aha. Budapesta, Budapest, nu, București, Bucarest, aha, Bulgaria, nu, nu, Ucraina, nu, domnule, România, există așa ceva, România? Termenul este unui partener strategic. Șeful ei a luat o șapcă de la Trump. Cine de la Trump? A, nici nu mai vorb. Ambasadorul așa l-a felicitat pe prim-ministru pentru răspunsul prompt profesionist pe deplin al guvernului României la această tragedie. Care a fost răspunsul? Că n-a avut niciun răspuns. Te-au dus pompierii și smurde, că nu văd răspunsul. Ce a făcut? A venit guvernul României și i-a înviat pe ăia. Așa. Și ambasadorul a stabilit cu prim-ministru să asiste cu un plan de revizuire și modernizare sau reconstruire a tuturor spitalelor. Ah, o afacere și de. Deci, domnul Zuckerman, unu, în primul rând că n-ați vorbit în numele președintelui ales, ceea ce mă enervează. Doi, deci, limbismul, coborârea ambasadorului american în materie de limbism, deci până acum a fost așa. Prima dată îl lingea pe coloana vertebrală, pe Orban. După asta a început să lingă în fund. Și bobocă și poate. Bă, acum linge pe călcâie, că nu cred. Să-l felicit, bă, că-i dat-o, să-l felicit pe primul ministru pentru intervenția promptă. Și intervenție care? Că n-a fost și intervenție guvernul. Guvernul, adică ce s-a dus guvernul și i-a salvat pe aia din flăcări. Acolo o luat foc, a venit smurdul, pompierii, i-a trimis acolo și ce a intervenit guvernul. Știți care este explicația? Acest domn, Zaharescu, știe că își va pierde jobul, pentru că șeful lui care l-a trimis o să cadă. Dar gata, pleacă. Pleacă și ești, va fi și arestat. Și-a închetat. Bun. Și se gândește și el la două lucruri. Până când îl dau ăștia afară, democrație, Biden, și să se îmbogățească cât mai repede, cât mai repede ca acum, și pentru asta dă limbi lui Iohannis și lui Orban și lui Dancă, cine dacă mai rămas, mai se mai dea limbi în guvernul ăla. În guvernul ăsta, așa, și doi, cred că se pregătește să devină vizitiul lui Orba, șofer. Că el va avea slujbă. Păi de să puțin încă o dată, vorbesc de Dumnezeu, este ambasadorul statului. Cum să spui că ai telefonat să-l feliciți pentru fel, uite, încă o dată, nebunesc. Așa. Să-l feliciți că a intervenit la timp în legătură cu Arce, da? Așa.
Asta e, mă apuc de editorial. Vă mulțumesc, la revedere!